Au fost odată trei frați care au plecat în lume să-și caute norocul. Cel mai mic era bun la inimă și foarte săritor. Dar frații lui considerau că asta este un defect, așa că l-au poreclit prostilă. Mai bine stai acasă. Ce să ne încurci cu prostia ta? Îi spuseseră frații mai mari. Noi suntem isteți și ne descurcăm și fără tine. Însă cel mic se rugă de ei până când l-au luat și pe el. Pornilă la drum și peste puțin timp au dat peste un mușuroi de furnici. Ca să se distreze, frații cei mari au vrut să distrugă mușuroiul și să împrăștie furnicile. Dar prostile strigă la ei: lăsați furnicile în pace! Ce rău v-au făcut ele! Frații cei mari strâmbară din nas, dar în cele din urmă au renunțat. Au plecat mai departe și între două dealuri au dat peste un lac plin de rațe. Din nou frații lui prostilă au vrut să le facă rău și să le vineze pentru frigare. Dar mezinul se împotrivi. Lăsați păsările în pace, nu vă permit să le împușcați. Mai merseră ei câteva zile și într-o pădure, într-o scorbură, au găsit un stup de albine. Mierea strălucea la soare și le făcea poftă fraților mai vârstnici. Aceștia au vrut să le dea foc crengilor și în așa fel încât albinele să iasă afară ca ei să poată mânca mierea. Dar prostilă interveni din nou. Lăsați albinele în pace, nu vă dau voie să le ardeți. În cele din urmă, după zile bune de mers, ajunseră la un palat. Intrară înăuntru, dar nu văzură nici țipenie de om. Și totul era prefăcut în stană de piatră. Cai, plante și obiecte, totul. Au căutat cei trei frați în tot palatul pe cineva cu care să vorbească. Dar toți erau din piatră. Apoi au dat să plece și la un moment dat au văzut o ușă ferecată cu șapte lacăte. Apropiindu-se de ea și uitându-se prin ferestruică, ferestruica de la mijloc, au văzut un bătrân cu barba albă care nu știau dacă este împietrit sau doarme. Au strigat feciorii de împărat, iar acesta s-a trezit și a venit la ușă. Doar că el era pe jumătate vrăjit și nu putea să vorbească. Însă i-a ospătat așa cum se cuvine și i-a condus în camere să se odihnească. A doua zi dimineață, bătrânul a venit la cel mare dintre frați și l-a condus la o masă, o masă de piatră, unde erau încrustate trei porunci. Dacă acestea erau îndeplinite, tot palatul scăpa de sub puterea blestemului. Așa că cel mare se prinse în a ajuta palatul și hotărâ să îndeplinească prima poruncă. Aceasta era să adune într-o singură zi cele 1000 de pietre prețioase care erau împrăștiate care încotro. Dacă nu erau găsite până seara, toate, acestea se transforma într-o statuie din piatră. Fratele cel mare răscoli prin toată pădurea căutând pietrele, dar l-a sfințit când le numără, de-abia adunase 100 de pietre. Și atunci s-a împlinit blestemul. Fratele cel mare s-a transformat într-o statuie din piatră. În zorii zilei următoare,
porni și fratele mijlociu în căutarea pietrelor prețioase. Dar pădurea era deasă și frunzișul bogat, astfel că seara, când a apus soarele, nu a numărat decât 300 de pietre. Și pe loc s-a transformat în stană de piatră. A treia zi își încercă norocul și prostilă. Misiunea lui era cu atât mai grea, fiindcă de el depindea salvarea fraților săi. Se apucă mezinul de căutat, dar treaba mergea atât de încet, încât după amiază avea doar un pumn de pietricele adunate. Dezamăgit, se așeză la rădăcina unui copac și începu să ofteze. Of, of, of! Cu gândul la ce l-aștepta și pe el. Dar iată că dintr-un mușuroi de furnici, de după un copac, se ivi o armată de furnici în frunte cu crăiasa lor. Erau aceleași furnici pe care el le salvase atunci când frații lui au vrut să le distrugă. Crăiasa furnicilor luă cuvântul și îi spuse: pentru că ai fost bun cu noi, te vom ajuta să găsești ceea ce cauți. Așa că, până la asfințit, toate pietricele erau strânse într-o grămadă lângă copac. A doua poruncă însă era cu mult mai grea ca prima. Cheia de la atacul fetelor de împărat se pierduse în lacul din apropierea castelului. Prostilă merse pe malul lacului și începu să plângă. Atunci a apărut un câr de rațe, aceleași pe care le scăpase de la pieire. Și s-au apucat toate să caute cheița, pe care într-un final au găsit-o pe fundul lacului. Scăpase prostilă și de această încercare grea. Însă a treia poruncă era cea mai grea dintre toate. Dintre cele trei fete de împărat, prefăcute și ele în stana de piatră, feciorul trebuia să o găsească pe cea care a gustat o linguriță de miere înainte de a cădea sub puterea blestemului. Fetele erau nespus de frumoase și semănau între ele ca trei picături de apă. Oricât a încercat prostilă să ghicească, nu a reușit. Tânărul suspină dezamăgit și deznădăjduit, dar chiar atunci apăru lângă el crăiasa albinelor, pe care tot el a salvat-o de la pieire. Pentru bunătatea ta am să te ajut să treci și de această încercare, îi spuse crăiasa albinelor. După ce le-a cercetat pe toate cu mare atenție, s-a așezat pe fruntea celei care gustase mierea gustoasă. Prostilă o luă de mână pe tânără și în acel moment vraja se risipi ca prin farmec. Castelul și toți cei care se aflau în el au prins din nou viață. Împăratul nu știa cum să-i mulțumească tânărului pentru binele făcut. Prostilă o luă de soție pe fiica cea mică, iar ceilalți frați de împărați se căsătoriseră cu celelalte două surori mai mari. La moartea împăratului, toți au fost de acord că cel mai potrivit pentru a conduce regatul este mezinul, datorită bunătății și isteții sale. Și cu toții au dus un trai liniștit și îmbelșugat până la sfârșitul zilelor lor. Dragii mei,
vă îndemn din nou să citiți povești, să scrieți la rândul vostru povești, să desenați. Și cine știe, poate într-o zi ne vom întâlni cu toții și dacă ne trimiteți poveștile voastre, le vom dărui împreună și celorlalți copii. Povestea pe care v-am dăruit-o acum este editată de Teo Piticot din Timișoara, o editură care creează și scrie pentru voi și care, prin tot ceea ce face, cuvântul scris și dăruit cu iubire, să vă rămână aici în suflet pentru tot restul vieților voastre.